Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman are în atribuții și verificarea modului în care se respectă prevederile legii antifumat, adoptată recent de Parlamentul României, lege apreciată a fi una dintre cele mai drastice din întreaga Europa. Directorul de îngrijiri medicale, Elena Chirilă, susține că pacienții nu fumează în incinta spitalului, dar nu exclude că aceștia fac acest lucru în exteriorul curții. Nu se mai fumează. Deci nu se fumează. Nu se fuma în spital. Nici pentru personal, nici pentru pacienți. Atât teoretic. Și teoretic și practic. Atâta timp cât legea nu prevede că suntem obligați să asigurăm spații pentru fumat. Noi am tot fost pe secții și am adus la cunoștință îndeplinirea legii. Vedem peste drum. Dar e problema lor. În fiecare secție. Ei știu că nu au voie să părăsească. Da. Centa spitalului și când au voie să fumeze. Un incident mai puțin plăcut a avut loc însă în Spitalul Municipal de Urgență Roman, unde la un control recent al managerului Maria Andrici s-a găsit în camera în care se desfășoară raportul de gardă al medicilor din secția chirurgie o scrumieră plină cu mucuri de țigară și o perdea de fum, semn că se fumase în acea incintă. Managerul Spitalului de Urgență Maria Andrici, la solicitarea redactorilor Roman 24, a adus la cunoștință circumstanțele în care s-a petrecut incidentul mai puțin plăcut care a ajuns la urechile presei. Referitor la discuția care ați spus legat de secția de chirurgie, am în față procesul verbal din data de 20.04.2016, în care vă dau citire. Da? Subsemnații dr. Maria Andrici, manager, economist, Leonata Chiriloae, director financiar contabil, dr. Melinte, medic coordonator, am verificat îndeplinirea notelor informative privind respectarea legii 15/2016 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun în spital. A fost verificată secția de chirurgie. Conform articolului 3 a acestei legi, se interzice complet fumatul în instituțiile sanitare. În data de 18.03.2016, nota informativă privind interzicerea fumatului a fost prelucrată cu medicii secției sub semnătură personală a fiecăruia. În data de 5.04.2016 a fost prelucrată cu asistentele, infirmierele și îngrijitoarele sub semnătură personală a fiecăruia. La verificarea secției s-a constatat prezența fumului de țigară și a scrumierei cu resturi de țigară în camera de raport medici. Conducerea spitalului consideră că și-a făcut datoria de vreme ce s-a prelucrat cu întreg personalul, inclusiv cu medicii, conținutul actului normativ referitor la interzicerea fumatului. În camera de raport erau prezenți medicul șef secție dr. Arvătescu, dr. Iftimie, dr. Scarlat, dr. Hârțan. Față de cele constatate, se impune respectarea legii 15/2016, nerespectarea acestuia atrage următoarele sancțiuni. Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancțiunile disciplinare prevăzute în codul muncii. Avertisment scris, retrogradare din funcție, reducerea salariului de bază pe o durată 1-3 luni cu 5-10%, reducerea salariului de bază și sau după caza a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicată. Conducerea unității sanitare a întocmit un proces verbal de constatare a incidentului din secția chirurgie în care au fost reamintite și prevederile legale ale actului normativ care interzice fumatul în spațiile publice. Legea prevede sancțiuni pentru persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis, amendă contravențională de la 100 la 500 lei. Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis, amendă contravențională 5.000 lei la prima abatere, amendă contravențională de 10.000 lei și suspendarea activității până la remedierea situației la a doua abatere, amendă contravențională de 1.500 lei și închiderea unității la următoarea abatere. Toate astea au fost aduse la cunoștință, medicii chirurgi care au fost prezenți au semnat, urmând ca ulterior, dacă se va mai întâmpla, să respectăm. Nu, chiar. Era fumul de țigare, era scrumiera, dar nu fuma nimeni. Da, tocmai. Și nu ne puteam, ce să dăm, avertisment scris la toți?
Incidentul legat de fumatul într-o instituție de sănătate pare cu atât mai grav cu cât medicii sunt cei chemați să determine pacienții să se lase de fumat, cunoscute fiind efectele nocive ale acestui viciu asupra sănătății omului. Conducerea spitalului, pusă în situația de a lua măsuri cu proprii colegi, a luat pentru moment doar decizia avertizării lor, urmând ca în cazul în care se repetă abaterea să se treacă la aplicarea sancțiunilor stipulate de legislația din vigoare.